Bună dimineața, începem un nou vlog de călătorie, mai exact dăm o scurtă fugă de 4 zile până în Tasos, pentru că, de ce nu, 7 ore facem până la Keramoti, de unde luăm feribotul, după care mai facem 45 de minute până în Tasos și 40 de minute până la locație, deci în total cam 8 ore jumate, ceva de genul. Am plecat la ora 5, la 12 ar trebui să fim la feribot, probabil că o să găsim unul la 12 și jumătate din câte m-am uitat eu. Asta înseamnă că undeva la ora 2 ar trebui să fim deja pe plajă, cazați cu toate nebuniile, ceea ce este foarte, foarte bine. Așa că o să vă luăm alături de noi în această aventură, pentru că o să vă arătăm niște locații foarte frumoase, am găsit un resort mișto. Nu știu cum să vă zic, dar mi-am făcut tot un soare din asta nou pe care o făceam eu când aveam vreo 20 de ani. Place foarte mult. Și dacă tot stăm în mașină acum, pentru că suntem la vamă și deja văd că s-a aglomerat un pic situația aici, stăm cam de 10 minute, ceva de genul, și cred că o să dureze vreo 20 de minute până trecem de vamă. 6 ore, 500 de kilometri și suntem acolo. Băi, castraveciorule mic, ce faci? Este foarte bun? Am și pufuleț. A venit și căldura, cât avem 21 de grade, nu prea e bine, acum vedem, sper să nu fie 21 de grade în tasă, dar nu cred. Am ajuns la graniță, la Macaza. Aici nu avem voie cu camera. Nu avem voie cu camera? Nu. Cine a zis, tati? Eu. Da, tu, ok. Ah, da, uite, scrie pe semn acolo, păi bravo. Scrie. Ai mare dreptate, tati. Bravo. Place, tati, la volan? Da. Haide, ia să te văd. Wow, trebuie să stai cu mințel că ajungem acum aici la vamă și să nu ne certe, știi? Chiar înainte să ajungem la feribot, mă gândeam, zic, ia să vedem cât putem să mergem fără să scoatem bani, fără să scoatem euro, să plătim doar cu cardul. Ce să vezi și să nu crezi, am ajuns la feribot și primul lucru nu merge POS-ul, sunt probleme cu POS-ul, așa că noroc că am dat peste un român care m-a ajutat să-mi schimbe banii și am schimbat niște lei și am rezolvat situația, că altfel nici pe feribon ne urcam. Mergem acum cu Tasos Ferris la interior, față de alte dăți chiar arată bine. Interesant așa, cu lemn, cu frumos, frumos și foarte curat. Noi ne făceam griji că nu sunt suficiente feriboturi. Câte ceasul acum? 1.44. Deci am făcut cam 7 ore. Fix 7 ore am făcut. Mai facem încă 2 cu încă 45 de minute cu feribot, încă 40 de minute până la cazare și cam pe la ora 3 cred că suntem pe plajă deja. Nu e chiar rău și ăsta e și unul dintre motivele pentru care mergem de cele mai multe ori în Tasos. Cu toate că în ultima perioadă n-am mai vrut neapărat să mergem. Am zis să dăm o fugă rapidă acum, am plecat de joi până luni. Da, era păcat să nu ne bucurăm un pic de vară și de mare până la urmă. Mai ales că acum înțelege și public ceva ce se întâmplă aici. Oricum, spre surprinderea mea, feriboturi sunt destul de multe. E și ăsta de la Neo cu care mergeam de obicei, Tasos Ferris. Venit unul, a plecat altul. În momentul în care am venit noi era deja unul parcat. Erau două, de fapt. Unul pleca, unul venea. Și nu prea e problemă neapărat, mai ales că grecii au fost destul de afectați cu ce s-a întâmplat toată treaba cu pandemia, pentru că până la urmă asta era sursa lor principală de venit. Hello! Let's go to the playa! Bienvenido a Tasos! Și ce credeți? Nu numai că am ajuns, dar am făcut și o manevră, o să vă spun imediat ce am făcut. Important este că arată foarte bine, chiar neașteptat de bine. M-am uitat un pic la poze acolo, dar știți cum e, în tot timpul în poze, aia e așa o mic dram de scepticism, să spunem așa. Dar o să vă arăt imediat camera, pentru că băieții au fost drăguți, orică n-aveau camerele la etaj, orică whatever, nu are importanță de ce, și mi-au făcut upgrade la beachfront. După cum vedeți, acolo în spatele meu e plaja și aici sunt camerele. Acestea sunt camerele și acolo este recepția. Noi am venit de acolo și o să ne uităm imediat și la cameră. Avem o mică terasă aici. Ce faci, tati? Vino încoace. Hai că o să mergem imediat și afară. Camera e destul de mare și încăpătoare.
albă cu albastru așa frumos de Grecia. Destul de ok, nu este de 5 stele, fie vorba între noi acum sub nicio formă, dar arată bine, îmi place, dulapuri mari, spațiu de depozitare, aici o cafetieră să-ți faci frumos ceiuleți, nebunii, toate chestiile de genul ăsta și cel mai important, baia, care are și duș și cadă. Baia chiar arată bine, n-am ce să zic, destul de luxury. Ce, tati? Da, tati, luăm și jucăriile acum. În concluzie, arată foarte bine, o să ne uităm imediat și la exterior, dar în interior cel puțin chiar îmi place. Ia uite, și mufe HDMI direct. Uite, așa trebuia să fac și eu la prizele mele de acasă, nu m-am gândit la treaba asta. Foarte smart că au priză HDMI direct. Aici, bam, și ai băgat-o în televizor. Și nu numai asta, dar poți să bagi direct mufa HDMI aici să te uiți pe laptop. A fost smart să fi luat și noi un cablu HDMI, dar n-am luat, așa că aia e. Ce faci, tati? Unde te duci? Hei, mergem să luăm jucăriile? Și acolo, după cum vedeți, e plaja. Hai să vă spun acum 3 motive pentru care eu spun că Tasos este printre cele mai importante destinații pentru noi și de ce eu de ceva timp nu mai îmi cheltui banii în România și aleg să o fac în alte țări. Părul ăsta nu mai este deloc, întrebuie. Primul motiv este apa și peisajele, să spunem așa, pentru că, în general, oriunde în Grecia, nu mă refer aici doar la Tasos, ai niște peisaje mult mai frumoase și, din punctul meu de vedere, mă conectez mult mai bine cu zona de aici și cu apa de aici, pentru că e ca o piscină, e flat, nu se întâmplă nimic. Ce faci, tati, ești gata? Sunt gata. Wow, ce frumos. Mergem la plajă, dă să-ți umflu ăsta. Bine. Da, mergem la plajă, sunt pregătit. Bravo. Uite. Wow, ce frumos ești. Nu am mai cumpărat slipii ăștia cu girafe. Slipii cu girafe? Da. Nici eu nu mai știu, tati, de unde i-am luat. De la clubul cu girafe. Ah, ok, bate palma. Am făcut o bubiță, tati, acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt peisaje și zone mult mai mișto decât la noi. Adică, cel puțin eu nici am găsit. Mie mi-a plăcut mult mai mult aici. Și cred că ăsta e unul dintre motivele pentru care foarte mult care să vină în Grecia, în general. Vine un coace. Al doilea motiv, mâncarea. Adică nu zic că în România nu se mănâncă bine, se mănâncă chiar foarte bine din multe puncte de vedere. Dar când vine vorba de pește proaspăt, legume, fructe și așa mai departe, fructe, hai zicem că nu, că Grecia nu prea se pupă cu fructele, dar pește proaspăt nu există corect de comparație cu România. Și în general sunt mult mai multe locuri unde se mănâncă bine și la un preț mai mic decât în România. Ia-ți croc și tati că frige, gata. Uite, e colacul gata, tati. Bravo. Și al treilea motiv, dar nu cel din urmă, este faptul că este destul de aproape de noi. Adică am plecat din București la ora 5, la 5 fix am plecat din București și am ajuns la plajă deja la ora 3. Și astăzi pot să stau liniștit, nu sunt chiar foarte obosit, sunt un pic obosit că nu e tocmai odihnitor să zicem așa și pot să spun că nu mai îmi place atât de mult cum îmi plăcea înainte să conduc o lungă perioadă de timp, pentru că până la urmă de aia e concediu să te bucuri de el și să stai să te relaxezi, nu să stai pe drum să conduci și să te rupi în două, mai ales pe Bulgaria, care din punctul meu de vedere e varză. Deci cel puțin acum spre acasă am luat-o pe un drum care, mamă, deci am luat niște gropi din alea, dar am zis efectiv că rămân cu volanul în mână. Și nu numai asta, dar la un moment dat chiar am mers pe un drum din acela de piatră cubică și nu pot să-mi dau seama cum mai există piatră cubică în 2022, mai ales pe drumurile de acces principale, în fine. Și din punctul ăsta de vedere, da, e destul de avantajos pentru că poți să ajungi în Tasos în 8 ore jumate. Este piatră cubică? Ba da, Cocu, dar nu mergi non-stop pe ea. Nu e ca și cum și nu treci pe acolo și mai ales faptul că a trecut prin altă țară m-a deranjat foarte tare. Pentru că zic oamenii că în România nu sunt drumurile bune, dar de fapt de multe ori sunt mai bune decât în alte țări. Și cel mai bine e și momentul în care mergi pe Sitonia sau Cassandra sau chiar Tasos, mai bine te oprești o noapte la Salonic, dormi acolo, te odihnești, după care continui drumul, pentru că e mult mai bine așa decât să te rupi în goarnă și să ajungi super obosit. Ești gata? Da, sunt gata. Bravo. Ia tricou. Vino, faceți. Mami. Cine nu și-a tricou nu merge la plajă. Să fie clar. Și putem să facem și activități pe aici, să mergem pe seară, să facem poze, da, că e și luminat. Mergem? Da, mergem. Hai să lași o camera, bate palma. 2. 3. Și abonați-vă, la canalul meu de YouTube. Zi, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Da. Așa, și un alt lucru important de menționat este că aveți prosoape în cazul în care simțiți lipsa, dar uite, nu le mai iei de acasă, te car cu ele, umpli un geamantan degeaba. Hai frumos, direct la plajă.
ai făcut un prieten nou, tati? Da. Bravo. Hai, stați aici. Băi, hai. Haideți. La o parte din drum. Hai, la o parte, că vine cartul. Stop, aici. Ce mișto e. M-aș plimba și eu cu unde sta toată ziua. Ah, super, o să mergem să luăm cina cu el, da? Te ești foarte frumos și cu minte. Care v-a să zic că vacanța a început exact așa cu trebuie. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat la acest vlog. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja până acum și ne vedem în episodul următor. La revedere! Ah, și scuzați părul, promit că data viitoare l-aranjez mai frumos. Hai!